Dorim tot ce avem mai frumos, să fiți vese,
să fiți optimiști, să fiți mereu cu credință până Dumnezeu și o credință de măcuța Domnului. Mulțumesc și eu, partenerilor, Centrul de Creație Doamnei Cristina Irinia Cenușă și Părintele Teodor Cenușă pentru colaborare. Vă așteptăm și pe viitor, cu drag. Părinților care și-au rupt din timpul lor liber spre a îndruma copiii spre pictură, spre nobilarea portretelor. Și sperăm să fie o săptămână așa cum vă doriți și dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să participați la această activitate. Acolo, dacă vă uitați pe videoproiector, ați zis așa, joc de cunoaștere, da? Și o să ne spunem fiecare numele și prenumele, da? După care, clasa în care suntem, în care trecem. Eu mă numesc Teodor Cenușă. Sunt în clasă, nu sunt în clasă. Culoarea preferată este albastru și da, am mai pictat. Am pictat icoane, am pictat tablouri, am pictat portrete, am pictat multe. Mă numesc Poiana Iustina, trec din clasa a 7-a. Culoarea mea preferată este verde și nu am mai pictat. Mă bucur mult că v-am auzit pe fiecare parte. N-am reușit să le spun toate numele, dar zilele astea o să le ținem pe toate. Acum, hai să ne gândim la două culori. Am auzit mov foarte mult, da? Și roșu. Facem așa. Țineți minte culoarea care sunteți, da? Mov, roșu, 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 mov, roșu și mov. Și acum vreau așa, mov o să formăm o linie de acolo până acolo și roșu o linie de acolo până acolo. Repejor, haideți! A jucat vreodată telefonul fără fir, da? Știți ce trebuia să facem în jocul respectiv? Cineva dintr-un cap îți spunea un cuvânt, da? Și trebuia fiecare să spuneți de la ureche la ureche până în capul celălalt și ne amuzam pe cuvântul pe care l-audeam în cap. Eu acum să știți că n-am ales niște termeni așa, pur și simplu, ci niște termeni pe care îi vom folosi, da? Îi veți auzi zilele astea. De asta ca să ne familiarizăm cu ei și să ne amuzăm în același timp, vreau să facem acest joc. Și acum hai să vedem. Șarpe. Șarpe, bravo! Și la tine? Și de loftcă. Și de loftcă, da? Bun, bine. Hai să vedem care ne-ați fac cuvântul. Cuvântul, dragii mei, era... Shellac. Shellac. Este o soluție, da, protectoare, care aplicată pe diferite suprafețe, formează după uscare un strat protector. Este o soluție pe care o vom folosi ca să izolăm blatul înainte de a lipi foița de aur, da, pentru că vom lipi foița de aur, și aceeași soluție o vom da după ce vom lipi foița de aur. Bun, hai să recapitulăm. Ce cuvinte am învățat astăzi? Se fac, da? Șerlacul metal, nu? Nu, primul era, care era? Celac, da? Al doilea era șlac metal, al treilea era vernis, al patrulea era mixtior. Super, bravo, ați câștigat toți! Prima etapă, pregătirea suportului, da? Alegerea lemnului, se recomandă lemnul TTI. Noi însă vom picta pe MDF. Din fericire, noi nu vom trece prin această etapă, da? Ea poate dura uneori și 2-3 zile. Și nu avem timp și nu ne permitem, plus că e și o etapă mai murdară, că asta înseamnă să-și mâncăriu să ne umple toți de praf. De aceea am ales să achiziționez și să cumpăr blaturi deja preparate. Uitați, au deja această suprafață albă, netedă, pe care noi vom începe direct pictarea icoanei. Mergem mai departe, să vedem care este a doua etapă. Alegerea modelului și creionarea lui. Este foarte important să alegem, să gândim ce model vrem noi să facem. Noi am ales, pentru tabăra aceasta, să-l pictăm pe Sfântul Onufrie de la Vorona. De ce m-am gândit eu să-l pictăm pe Sfântul Onufrie de la Vorona? Unu, pentru că este mai simplu de realizat decât alte icoane, alte modele, dar e un model simplu. Apoi, doi, pentru că e din Botoșani și e aproape de noi. Da? Și nu știu dacă ați auzit de el până acum, dacă nu veți auzi astăzi și săptămâna aceasta, pentru că îmi propun să citim un pic și viața lui și eventual să aflăm mai multe despre Sfântul Onufrie, da? Care e botoșanean de nostru. De pe acest model,
Da? Ne trebuie să imprimăm, practic, desenul pe acest blat alb al nostru. Și sunt două variante. Unul, prin desenare, da? Dar asta se adresează mai mult celor care sunt talentați sau care au făcut acest lucru de câteva ori sau care cunosc niște, nu știu, niște noțiuni ajutătoare care îi poate face niște măsurători anume care îl poate ajuta să imprime cât mai corect modelul pe blatul nostru. Sau, în alt mod, prin copiere. Prin copiere. Se creionează modelul. Noi vom folosi, sigur, a doua metodă și anume copierea. Și vă voi explica exact cum face. Veți primi fiecare câte un model pe o foaie A4, veți hașura spatele modelului, după care veți lipi modelul pe blat și apoi, ca și cum ați desenat, veți contura toate liniile sfântului în așa fel încât ele se vor imprima pe blatul nostru. E asemenea un indigo. Această a doua etapă o vom face astăzi. Vom imprima modelul pe blaturile noastre. După ce desenăm modelul, vom face incizie. Ce înseamnă incizie? Vom zgâria. Vom folosi vârful de la compas pentru a zgâria modelul nostru. De ce zgâriem? Pentru că următoarea etapă presupune să acoperim cu culoare toate liniile pe care le-am trasat. Și atunci noi, dacă acoperim toate liniile, cum ne mai dăm seama unde trebuie să fac eu anumite cute sau unde este desenul mâinii? Prin incizie. Adică mă voi uita dintr-o parte și voi vedea o mică zgârietură fină, da? Care va arăta desenul. Mergem mai departe. Etapa următoare, lipirea funcției de șlac metal. Aici va fi interesant, sper să facem mâine. Da? Vom folosi straturi succesive de șelac pentru izolare. Apoi vom da un strat de mixtion, adică un lipici. Da? Dar e un lipici atât de slab încât nu poți să lipi o hârtie cu el. În schimb, foința de șlac metal, care este extrem de subțire și de finuță, se va lipi perfect pe mixtion. După ce dăm mixtionul, așteptăm să se usuce. Vă voi arăta cum putem verifica să vedem dacă s-a usat. După care lipim foița. Apoi dăm deoparte surplusul, înlăturăm surplusul cel unde trebuie. V-am zis, nu punem un buzunar, lăsăm pe jos, înlăturăm de după. Nu luăm buzunar, că nu valorează nimic. Apoi dăm cu șelac și s-a încheiat această etapă. Următoarea etapă, pictarea veșmintelor. Se aplică proplasmă. Ce este proplasmă? Da? Sunt foarte mulți termeni noi, dar săptămâna asta îi voi tot repeta ca să ne învățăm să ne obișnim cu ei. Proplasmă este culoarea de bază. Da? Eu când am o haină, da? Un tricou, dar greda mea e neagră. Ați înțeles? Chiar dacă prin lumina ce o primește, ea se poate deschide, da? În ochii voștri poate părea uneori chiar gri sau dacă luminează un bec foarte puternic, dacă pun o lumină pe ea, s-ar putea să vedeți chiar albă. Nu? Dar culoarea de bază rămâne tot timpul negru. La fel și la voi. Nu? Avem, uite, o haină roșie. Iar rămâne roșie chiar dacă o luminezi foarte puternic și primește lumină. Bun. Deci asta e culoarea de bază, proplasma. Și o vom da pe tot veșmântul. După care adăugăm negru și facem cutele, da? Apoi adăugăm alb în prima, în proplasmă și obținem prima lumină și tot așa. Nu intru foarte mult în detalii, vom vedea în fiecare etapă la timpul potrivit. Următoarea etapă, pictarea feței. Tot la fel, dăm o culoare de bază, care se numește proplasmă, după care desenăm ochii, nasul, gura și toate cealaltă. Cum ne dăm seama să desenăm ochii, nasul, gura? După zgârietură, da? De asta este important să facem desenul corect și incizia corectă, adică zgârierea platului corect. Pentru că după aia, când eu acopăr cu un strat de proplasmă, să pot să văd de sub, să văd tot ce am zgâriat. Da? Apoi se luminează prin carnații, semicarnații și blicuri. Ultima etapă, etapele finale, am zis eu, se trasează aureola. Vom învăța să facem aureolă cu un compas. Da? E etapă mai dificilă, dar cu atenție putem să facem fiecare dintre noi. Apoi se scrie numele Sfântului. Eu recomand în felul următor. Când facem desenul din creion, să scriem tot atunci numele Sfântului, da? Și apoi să-i facem incizie. De ce? Păi dacă eu nu scriu din creion și vreau să scriu direct cu pensolul pe foița de șlac metal lipită, e aproape imposibil să scriu perfect din prima. Și dacă încerc să șterg, s-ar putea să deteriorez foița. De aceea o să scriem cu creionul, da? După care incizăm scrisul, iar în momentul în care avem lipită foița, vom vedea respectiva incizie și cu roșu scriem frumos exact pe urma pe care am făcut-o
cu creion. Ok? Sunt o trufie care s-a găsit în jurul anului 1700 în Rusia, vine în Moldova pe la 1749 și 25 de ani va veți într-o peșteră pe malul râului Vorona. Ați fost, a fost cineva la peștera? Sunt relufrie? Două persoane. Ok, deci ești lângă noi, aproape de Silistria Voronei. Bun. Și merge la Domnul în 1789, pe data de 29 martie, când prăznuit pe țepă pruse pe 29 martie. Asta este extrem de mare. Uite, cum poți să faci tu o linie subțirică cu pensionul ăsta? N-ai cum, n-ai cum. Uite, așteptă pe prietena ta și o să iei pensionul de la ea, da? Niciodată nu luăm culoarea de din tub. Am zis că o amestecăm, da? O amestecăm un pic și apoi da. Unde vrei să dai? La. La ochi. Bine, dai la ochi. Da, e bine. Dar fă lumina ochilor, stânga și dreapta ochilor. Puțin. E bine. Bun. În partea dreaptă, sus, a pupilei. Uitați aici. Puneți un punct. Uitați-vă. Vedeți? La barbă vom amesteca alb cu foarte puțin negru și cu puțin ocru ca să-l încălzim. Da? De lucru cu sud. Ține rugăm caută și acum la aceste icoane care s-au închipuit și s-au zugrăvit în cinstea și pomenirea Sfântului tău o nufie de la Morona. Și cu binecuvântarea ta cerească, binecuvintează-le și le sfințește. Și tuturor celor ce le vor cinsti, se vor închina și se vor ruga ție înaintea lor și vor chema rugăciune către tine pe Sfântul Onufrie să le fie ascultător, milostiv și dădător darului de tot binele, mântuindu-i de toată supărarea și nevoia și de toate durerile sufletești și trupești. Se sfințesc și se binecuvintează icoanele acestea prin stropirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se binecuvintează și se sfințesc icoanele acestea prin stropirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Coanele acestea prin stropirea cu această apă sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.